Lăudați să fie Iisus și Maria. Bine ați venit la această regulegere și vom porni pe o cale spirituală în care vom învăța despre cele patru virtuți cardinale și anume cumpătarea, prudența, dreptatea și curajul. În contextul mesajelor Cărții Adevărului vom învăța importanța stăduinței de a dobândi și de a implementa aceste virtuți pe care Iisus le numește treptele către desăvârșirea spirituală. Dar mai întâi vom începe cu câteva rugăciuni. Rugăciunea 33 a Cruciadei de rugăciune. Secetea Dumnezeului celui viu. Dumnezeu Tatăl ne cere să acceptăm această pecete ca pe o protecție pentru toți, pentru fiecare în parte și pentru familiile noastre, pentru timpurile dificile care ne stau înainte. Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu iubire și recunoștință pecetea divină a protecției tale. Dumnezeirea ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec și îți ofer ție, iubitul meu tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin această pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, iar eu îți promit că îmi voi trăi viața în slujire pentru tine, acum și în vecii vecilor. Te iubesc, tată drag. În aceste timpuri te consolez, tată scump. Îți ofer trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al tău. Amin. Rugăciunea 51. Pentru darul Duhului Sfânt. O vină, Duhule Sfânt, revarsă asupra sufletului meu smerit darurile tale de iubire, înțelepciune și cunoaștere. Inundă-mă cu lumina adevărului ca să pot discerne adevărul Dumnezeu de minciunile răspândite de satana și de îngerii săi. Ajută-mă să iau făclia și să răspândesc lacăra înțelegerii tuturor celor cu care mă întâlnesc. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugăciunea 74 pentru darul discernământului. O Maica lui Dumnezeu, ajută-mă să-mi pregătesc sufletul pentru darul Duhului Sfânt. Ia-mă de mână ca pe un copil și condu-mă prin puterea Duhului Sfânt spre darul discernământului. Deschidem inima și învață-mă să mă abandonez în trup, minte și suflet. Eliberează-mă de păcatul mândriei și roagă-te să fii iertat de toate păcatele de până acum, ca sufletul meu să se purifice, să mă vindă și să pot primi darul Duhului Sfânt. Îți mulțumesc, Mama Mântuirii, pentru mijlocirea ta. Aștept cu iubire în inimă acest dar pe care îl doresc cu bucurie. Amin. Și acum vom împurce de la drum și vom vorbi despre virtuțile umane într-o pildă din Evanghelia lui Matei. Cei care aud și cei care păcătuiesc. Așadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi asemenea cu omul înțelept care și-a construit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit și șuvoaiele, au tufat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese stabilă pe stâncă. Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care și-a construit casa pe nisip. A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au zbit în casa aceea și ea s-a prăbușit. Iar prăbușirea ei a fost mare. Iată și un mesaj din Cartea Adevărului, în care Domnul ne spune așa. Cuvântul meu e cu adevărat cuvântul meu. Nimeni nu poate să-mi apere cuvântul, fiindcă el e sculptat în piatră. Draga mea, fiică mult iubită, este important ca cei ce mă urmează să fie răbdători. Viitorul nu trebuie grăbit niciodată. Planurile stabilite de tatăl meu veșnic se vor desfășura în mod firesc,
cu ajutorul providenței divine. Timpul acordat vouă ca să mă ajutați să pregătesc omenirea pentru marea mea milostivire este foarte prețios. Este o perioadă în care mulți vor fi salvați datorită rugăciunilor voastre. Speranța, credința și iubirea voastră pentru mine, iubitul vostru Iisus, vă vor susține în misiunea voastră. Atunci când veți fi martorii atrocităților ce se vor desfășura în fața voastră, când tot ce reprezintă onoarea mea va fi distrus, atunci veți ști că timpul se apropie. Amintiți-vă că aceste lucruri trebuie să se întâmple și că datoria voastră, ca reprezentanță a armatei mele, este să luptați și să rezistați în fața inamicului. Armata mea va fi echipată cu daruri divine și cu acestea îi va curăța pe cei ce sunt în întuneric. Pregătirea necesită timp. Rugăciunea vă apropie de inima mea sfântă și vă inundă sufletele cu oxigenul de care aveți nevoie pentru a supraviețui bătăliei. Pe măsură ce vă întăriți, datorită harurilor pe care vi le-am dat, vă va fi foarte ușor să identificați pe dușmanii voștri care urăsc tot ceea ce eu reprezint. Acest fapt vă va provoca suferință, durere și mânie, însă trebuie să rămâneți demni în numele meu în tot acest timp. Când sunteți puși la încercare în numele meu, trebuie să răspundeți cu iubire. Niciodată să nu analizați mesajele mele, pentru că acest lucru nu e necesar. Cuvântul meu este cu adevărat cuvântul meu. Nimeni nu poate să-mi apere cuvântul, fiindcă e sculptat în piatră. Oricine încearcă să-mi distrugă cuvintele, să facă remarci răutăcioase sau să emită judecăți eronate asupra lor, va eșua, pentru că sunt neputincioși în fața sfântului meu cuvânt. Acum că îmi cunoașteți vocea, trebuie să fiți conștienți de suferința la care vă puteți aștepta proclamându-mi cuvintele în aceste timpuri. Astăzi, dacă îmi menționați numele, chiar și printre cei ce se consideră creștini, veți constata o tăcere stânjenitoare. Dacă vorbiți deschis despre bine și rău, veți fi batjocoriți. Dacă veți arăta subliniind modul în care păcatul îi poate distruge pe copiii voștri, veți fi întrebați, ce este acela păcat? Azi mulți nu știu ce este de fapt păcatul. Mulți acceptă păcatul ca fiind ceva firesc în viața lor, ca pe un lucru acceptabil. Ei sunt încântați să-i găsească scuze păcatului, pentru că asta le dă libertatea de a urma alte plăceri, de a venera zei falși, de a-și satisface toate poftele trupești. Nu, ei nu vor să asculte, pentru că îi incomodează. Voi, iubiții mei discipoli, veți fi văzuți ca fiind obsedați de iubirea pentru religie și de o iubire față de Dumnezeu, care astăzi nu are valoare în ochii celor orbi. Acesta e motivul pentru care trebuie să vă pregătiți. Acesta e motivul pentru care trebuie să fiți puternici. Acestea sunt sufletele pentru care trebuie să vă rugați și la salvarea cărora trebuie să mă ajutați. Este o pierdere de timp să permiteți unor astfel de suflete să vă supere, să vă necăjească sau să vă insulte. Răspundeți-le prin iubire și cu o tăcere plină de demnitate. Să nu vă fie teamă niciodată să mă proclamați, dar să nu o faceți într-un mod agasant care să determine sufletele să fugă de voi. În loc de asta, aduceți-le la mine prin rugăciunea și suferința voastră. Armata mea puternică și curajoasă te binecuvântez. Vă iubesc. Eu merg alături de voi la fiecare pas pe care îl faceți în încercarea de a aduce sufletele la mine. Iubitul vostru, Iisus Hristos. Iată și Evanghelia lui Matei, capitolul 18. Cine este cel mai mare? În ceasul acela s-a apropiat de Iisus și poliții au spus, oare cine este mai mare în împărăția cerurilor?
Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor și le-a spus: adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așadar, cine se va umilia asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine primește un copil în numele meu, pe mine mă primește. Iată ce ne spune și Catehismul Bisericii Catolice. Virtuțile umane. Virtuțile umane sunt perfecțiune obișnuită și stabile al inteligenței și voinței, care reglementează actele noastre, ordonează pasiunile și îndreaptă conduita noastră în conformitate cu rațiunea și cu credința. Obținute și întărite prin intermediul actelor bune, din punct de vedere moral și repetate, sunt purificate și înălțate de Harul Divin. Virtuțile morale sunt dobândite prin efortul uman. Ele sunt rodul și sămânța unor fapte bune din punct de vedere moral. Ele dispun de toate puterile ființei umane pentru comuniunea cu iubirea divină. Un nou mesaj din Cartea Adevărului. Trăiesc din nou agonia mea din grădina Ghețimanii, iar durerea și suferința mea s-au dublat. Veți fi ca niște recruți din armată. Va trebui să vă antrenați, să vă reînnoiți sufletele și să veniți la mine prin sacramente pentru a fi destul de puternici și curajoși ca să răspândiți cuvântul meu sfânt. Iubitul vostru mântuitor, salvatorul omenirii, Iisus Hristos. Capitolul 9 din Evanghelia lui Matei spune: nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche, căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare. Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burducurile se spart, vinul se varsă, iar burducurile se strică. Și vinul nou se pune în burducuri noi, astfel amândouă se păstrează. Mesajul din 10 mai 2013 a Cărții Adevărului, Domnul spune: singura apă necesară pentru supraviețuirea copiilor lui Dumnezeu va fi cea provenită din pomul vieții. Dorința mea este ca aceia care mă urmează să se pregătească acum să urce scara, un urcuș lung și dificil, către perfecțiunea spirituală. Aceia dintre voi care au fost binecuvântați cu darul discernământului de către glasul meu, conținut în Cartea Adevărului, au o datorie față de mine. Aceasta este ceea ce trebuie să faceți. Folosiți darul pe care vi l-am dat ca să vă pregătiți pentru perfecțiunea spirituală, care vi se cere acum, când eu construiesc armata mea de pe urmă pe pământ. Responsabilitatea voastră este să-i ajutați pe aceia care sunt prea slabi, prea mândri și prea încăpățânați pentru a accepta mâna milostivirii mele. Cu ajutorul vostru, eu voi putea să acord tuturor sufletelor, inclusiv acelora care nu sunt demne de milostivirea mea, salvarea necesară pentru a trăi în veșnicie în gloria mea, al vostru Iisus. Domnul continuă: pregătiți-vă pentru avertisment, pentru iluminarea conștiinței. Copiii mei, fiți tot timpul pregătiți. Rămâneți în stare de har și deschideți-vă inimile în fața învățăturilor mele de iubire și pace pe pământ. Dacă toți copiii mei ar fi urmat până acum învățăturile mele, în lume nu ar fi războaie, nici lăcomie, ură și sărăcie. Fiecare dintre voi trebuie să stea în liniște în fiecare zi, măcar o jumătate de oră. Citiți psalmii și pildele și puneți-vă întrebarea: această învățătură se aplică în viața mea în lumea de azi? Știți că răspunsul este, bineînțeles, da. Mântuitorul vostru iubit, Iisus Hristos.
Iată ce ne spune și Sfântul Paul în scrisoarea către Coloseni. Viața nouă în Hristos. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos stă de la dreapta lui Dumnezeu. Cugetat la cele de sus și nu la cele de pe pământ. Căi voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. În mesajul din 16 august 2014, Mama Mântuirii ne transmite următorul mesaj. Poate că nu-l veți întâlni în mod fizic pe fiul meu, însă veți ajunge să-l cunoașteți sub toate aspectele. Când îl iubiți cu adevărat pe fiul meu, voi deveniți smeriți ca el și cu o dorință arzătoare de a-l sluji cu orice preț. Unele suflete, în timp, găsesc calea spirituală a perfecțiunii. Însă ele nu vor termina această călătorie dacă nu își pun toată încrederea în Dumnezeu. Dacă un suflet șovăie pe parcursul drumului, îi se vor da harurile pentru a se ridica și a-și continua călătoria. Însă, dacă un suflet intră în competiție cu fiul meu și se consideră vrednic de a înfrunta cuvântul întrupat, atunci el se va separa de Dumnezeu. Persoana care în această viață de pe pământ îl găsește pe Isus și îi slujește lui cu credință, va avea pace. Nimic altceva din această lume nu îl va mai mulțumi. Dacă un suflet care a devenit apropiat de fiul meu se va separa ulterior de el, va îndura o durere îngrozitoare. După ce l-ai cunoscut pe fiul meu și ai trăit în inima sa, durerea separării de el este cea mai groaznică durere cunoscută de om. Atunci când voi sunteți ispitiți să contestați învățăturile lui Hristos sau când sunteți siliți să îl respingeți într-un fel sau altul, să știți că nimic din lumea aceasta nu vă va aduce pacea, iubirea sau bucuria care vin de la el. Mama voastră prea iubită, Maica Mântuirii. În Evanghelia lui Matei, Domnul îl preamărește pe tatăl său. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl. Nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. În cartea adevărului, Domnul continuă spunând așa despre rolul suferinței. Cum se poate ajunge în rai? Rolul suferinței. Toți copiii mei care încep călătoria lor spirituală spre mine, acum că au înțeles adevărul, trebuie să se străduiască să înțeleagă calitățile esențiale pentru a intra în împărăția Tatălui meu. Smerenia este un termen pe care mulți dintre copiii mei îl înțeleg din învățăturile mele. În timp ce mulți discipoli ai mei înțeleg de ce este importantă, sunt totuși confuzi cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat. Smerenia înseamnă sinceritate. Înseamnă să acceptați cu demnitate încercările, provocările și abuzurile cărora trebuie să le faceți față, în special când veniți în numele meu. Cel mai bun sfat este acesta. Gândiți-vă la voi înșivă ca la un copil, simplu și inocent, care nu are cunoștință de societatea haină pe care o experimentați în mod normal ca adult. Comunicați tot timpul cu mine prin rugăciuni, cu ochii și inima unui copil. Mențineți rugăciunile și comunicarea cât mai simple.
Eu nu aștept de la voi să recitați toate rugăciunile care au fost date lumii din iubire pentru oameni. Priviți spre mine și împărtășiți-mi problemele voastre. Împărtășiți-mi suferința voastră. Dați-mi-le mie. Veți fi răsplătiți din belșug dacă acceptați durerile și suferințele din viața voastră în numele meu. Poate că voi nu vă dați seama de asta, dar astfel salvați multe suflete și le pavați drumul spre rai. Acest lucru nu vi se va dezvălui decât atunci când și voi, la rândul vostru, veți intra în paradis și veți experimenta gloria generosului dar pe care mi l-ați făcut mie astfel. Iubitul vostru învățător și mântuitor, Iisus Hristos, cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Rugăciune pentru a deveni mic. Tată Ceresc, ajută-mă să devin mic ca un copil în ochii tăi. Te rog, dă-mi harurile tale ca să pot răspunde la chemarea ta de a-i salva pe toți copiii tăi. Amin. Domnul continuă în Evanghelia din Matei și în mesajul cărții adevărului despre purtarea crucii. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și umil cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară. Purtarea crucii mele. Luați-mă din nou în inimile voastre, astfel încât eu să vă pot lua în brațele mele. Permiteți-mi să vă conduc la perfecțiunea spirituală, pentru a fi pregătiți pentru viața veșnică, când cerul și pământul se vor uni. Imitați-mă, copiii mei, în viața voastră de zi cu zi. Luați crucea mea, chiar și când povara acestui lucru poate părea prea grea. Să nu vă temeți niciodată să acceptați crucea mea, pentru că eu nu vă voi lăsa să duceți decât atât cât puteți. Al tău iubit Mântuitor, Iisus Hristos. Catehismul Bisericii Catolice ne spune următoare despre virtuțile cardinale. Sunt virtuțile denumite cardinale, care le grupează pe toate celelalte și care constituie bazele vieții virtuoase. Ele sunt prudența, dreptatea, tăria și cumpătarea. Dacă iubește cineva dreptatea, ostinelile sunt virtuți, pentru că ea învață cumpătarea și prudența, dreptatea și curajul. Aceste virtuți sunt lăudate în enumerate pasaje ale Scripturii. A trăi bine nu este altceva decât a iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, pentru că iubirea ne păstrează întregi și nestricați, prin măsură. Nici o nenorocire nu ne poate tulbura, iar aceasta este tăria. Ne supunem doar lui Dumnezeu, aceasta este dreptatea, și suntem atenți în a discerne lucruri pentru a nu fi surprinși de înșelăciune sau șmecherie. Vom continua cu virtuțile cardinale și respectiv pregătirea fizică și spirituală prin Cartea Adevărului. Virtutea cumpătării. Facem din nou apel la Sfânta Scriptură. Să nu iubiți lumea și nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în lume, pofta trupului, pofta ochilor și trupia vieții, nu este de la Tatăl, ci de la lume. Dar lumea și pofta ei trec, însă cel care împlinește voința lui Dumnezeu rămâne în veci. Ce este cumpătarea? Ne învață catehismul.
Cumpătarea moderează atracția plăcerilor, asigură stăpânirea voinței asupra instinctelor și dă echilibru în folosirea bunurilor create. Asigură stăpânirea voinței asupra instinctelor și menține dorințele în limitele a ceea ce este onorabil. Persoana temperată îndreaptă poftele sensibile către ceea ce este bine și păstrează o discreție sănătoasă. Nu turma înclinația și puterea mergând după dorințele inimii tale. Cumpătarea este adesea lăudată în Vechiul Testament. Nu-ți urma dorințele primare, ci înfrânează-ți poftele. Iar în Noul Testament este numită moderație sau sobrietate. Ar trebui să trăim treji, drepți, având vieți evlavioase în această lume. Putem vedea foarte bine lumea de astăzi, cum valorile sufletești a lupta împotriva ispitei și de a construi virtutea sunt diminuate, uitate și batjocorite, inclusiv în unele cercuri din biserică. Legile sunt inactivate pentru a permite orice fel de păcat împotriva lui Dumnezeu. Satana și demonii săi atacă sever umanitatea prin ispita de a acorda prioritate viciului și dragostei de sine. Însă virtutea cumpătării ne va ajuta să avem ordine și puritate în viețile noastre. Ne va ajuta să ne supunem celor 10 porunci și să ne împotrivim ispitelor rațiunii și ale cărnii, cum ar fi gândurile și acțiunile impure, excesul de mâncare, băutură, tehnologie și urmăria altor profeții care sunt dăunătoare sufletului. Cumpătarea ne va menține atenți ca să acționăm cu simplitatea inimii și a rațiunii în viața noastră de zi cu zi, în lucrarea noastră pentru misiunea mântuirii. Domnul vorbește despre importanța de a ne elibera de încercările și ispitele lumești ca să ne purificăm sufletele pe măsură ce ne pregătim pentru a marele avertisment și a doua sa venire. Iată ce ne spune Domnul. Importanța postului și a lepădării de sine. Copiii, trebuie să înțelegeți că a crede în existența mea este doar o parte a călătoriei voastre spirituale. Sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le înțelegeți. Numai dacă vă refuzați plăcerile trupului, veți deveni cu adevărat împliniți. În virtutea faptului că Satana controlează omul prin tentațiile trupului, tot așa voi ar trebui să-i refuzați accesul la acele plăceri pe care poate le căutați. Postul este unul dintre cele mai puternice moduri de a vă scăpa sufletul de Satana și de demonii săi. Atât de puțini oameni în lume se angajează să aducă această jertfă, deși este foarte simplă și nu dăunează sănătății voastre. O zi de post pe săptămână vă va aduce harul deosebite. Dacă faceți mici sacrificii în onoarea mea, Divinul vostru Mântuitor, nu numai că veți salva suflete, ci veți ajunge și mai aproape de mine. Alte jertfe, cum ar fi renunțarea la bunurile materiale, vă vor aduce mai aproape de inima mea sfântă. Copiii mei, viața voastră n-ar trebui să se învârtă în jurul bunurilor materiale, mai ales dacă sunt în surplus față de nevoile voastre reale. Dacă veți accepta doar nevoile elementare, iar timpul mi-l veți dedica mie, veți simți mulțumirea adevărată. Dar nu numai atât, ci pentru prima dată în viață veți înțelege ce înseamnă adevărata libertate. Nu uitați că Satana controlează omul prin dorințele sale trupești, cum ar fi hrană, îmbrăcăminte, sex, case, mașini, vacanțe, viață luxoasă, muzică, alcool și idolatrizarea persoanelor celebre. Dacă acceptați că acestea sunt doar simple iluzii, atunci veți înțelege că nu ar trebui să vă petreceți timpul aici pe pământ cu astfel de lucruri inutile. Timpul vostru aici pe pământ este doar o parte a călătoriei spre veșnicie.
O viață de un tip diferit va continua pentru voi după moarte. Indiferent dacă oamenii cred sau nu în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, sufletul lor va exista în continuare și după moarte. Căutați acum lumina, astfel încât sufletul vostru să simtă adevărata fericire în veșnicie și să primească un loc demn în paradis. Ca să atingeți acest nivel de sfințenie spirituală, vă rog să faceți sacrificii ale trupului cât timp sunteți încă în viață pe pământ. Oferiți de asemenea toate suferințele din viața voastră pentru sufletele pierdute și veți culege recompensele ce vă așteaptă în viața de apoi. Iubitul vostru Mântuitor, Iisus Hristos. Domnul continuă în Cartea Adevărului. Trebuie să încercați a menține un echilibru în viața voastră atunci când sunteți în uniune cu mine. Prin virtutea cumpătării ne putem strădui să menținem un echilibru în viața noastră de zi cu zi, astfel încât să putem sluji Domnului, dar și să ne îndeplinim responsabilitățile față de familiile noastre și față de cei dragi. Virtutea cumpătării ne va ajuta de asemenea să fim măsurați și iubitori, imitându-L astfel pe Iisus în interacțiunile noastre cu ceilalți. Aceasta include a fi răbdători și tăcuți dacă este necesar, ca răspuns celor care ne persecută și care le resping pe Iisus și învățăturile sale. În mesajul din... Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza mea. Mult iubita mea fiică, nu trebuie ca oamenii, dacă s-au angajat să-mi fie devotați mie, să își abandoneze toată activitatea lor obișnuită de zi cu zi. Eu nu sunt un Dumnezeu care să vă ordon să cădeți la picioarele mele în detrimentul responsabilităților voastre zilnice. Eu nu mă dichisesc și nu stau maiestuos sau cu atitudine mândră să conduc omenirea, nici nu vă dictez fiecare mișcare și nici nu încerc să vă subjug ca să mă lingușiți. Nu acesta sunt eu, căci eu vin precum un slujitor umil să eliberez omul de legătura lui cu diavolul. Eu am venit să vă salvez și voi veni din nou ca să împlinesc planul meu de salvare. Eu sunt aici pentru a vă sluji pe voi. Eu vin ca să vă atrag spre mine și deși mă încântă iubirea voastră pentru mine și timpul pe care mi-l dedicați mie, intenția mea este să fac aceasta într-un mod care să nu vă cauzeze supărări inutile. Cu toate că prețuiesc timpul pe care mi-l dăruiți și rugăciunile pe care le oferiți, totuși știu că voi trebuie să vă trăiți viața pentru a vă îmbrăca și a vă hrăni pe voi și familiile voastre. Tot ceea ce vă cer eu este să vă trăiți viața în modul în care trebuie pentru a mă sluji pe mine. Și pe măsură ce se adâncește relația voastră cu mine, veți simți o dorință de nestăpânit să vorbiți cu mine în gândurile și prin cuvintele voastre. Eu vă cer să-i tratați pe ceilalți cu respectul pe care mi-l arătați mie. Să nu vă certați cu ceilalți pentru mine și nici să nu vă ieșiți din fire, dar nici să nu justificați acțiunile sau vorbele celor care mă insultă, ci doar atât. Rugați-vă pentru ei. Pe măsură ce crește iubirea voastră pentru mine, relația voastră cu mine va deveni mai intimă. Când se întâmplă aceasta, atunci atrageți asupra voastră și mânia celor care au credința slabă. Să vă așteptați că se va întâmpla astfel și să nu fiți alarmați sau tulburați, căci atunci când sunteți în uniune cu mine, veți fi urâți pentru asta. Fiți răbdători cu acești oameni, fiți blânzi, fiți politicoși. Nu vă obosiți să intrați în dispute cu ei, pentru că nimic din ce veți spune nu va avea importanță pentru ei. În schimb, arătați-le ce înseamnă să fii creștin
răspunzând la ură cu iubire. Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza mea, ci în schimb vă rog, rugați-vă pentru ei. Când sunteți în uniune cu mine, trebuie să încercați să păstrați un echilibru în viața voastră. Deși îmi doresc compania voastră, la fel de mult doresc să iubiți pe cei care au nevoie de mine, dar nu mă pot vedea, pe cei care nu mă pot accepta în inima lor sau care nu au habar despre viața veșnică. Voi aveți o datorie către mine, iar dorința mea este să vă folosiți cu înțelepciune timpul pentru a iubi aceste suflete. Prin vorbele, faptele, acțiunile și rugăciunile voastre, voi puteți să aduceți la mine aceste suflete și mi le veți aduce. Al vostru Iisus. Să ascultăm acum parabola semănătorului. În ziua aceea, ieșind Iisus din casă, s-a așezat pe țărmul mării. S-a adunat lângă el o mulțime atât de mare, încât el s-a urcat să-și așeze în barcă și toată mulțimea stătea pe țărm. Iar el le spunea multe în parabole. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Și în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului. Venind păsările cerului, au mâncat-o. O altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, și îndată a răsărit pentru că nu avea pământ adânc. Iar când soarele a răsărit, s-a veștejit și pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii crescând au înăbușit-o. Iar alta a căzut în pământ bun și a dat rod. Care 100, care 60, care 30. Cine are urechi să asculte. Ascultăm acum tot cuvintele Domnului, însă în cartea adevărului. Treptele care duc la desăvârșirea sufletească. Pica mea iubită scrie următoarele. Credința se clatină uneori, chiar și la cei mai fideli discipolei mei, tocmai atunci când se așteaptă cel mai puțin. Acest fapt este important, pentru că le pune la încercare credința, ca după această experiență să se întoarcă în inima mea mai întăriți. Nu vă temeți, aceasta este o încercare pe care eu permit să o îndure copiii mei, cu scopul ca ei să devină mai puternici. Nu este ușor să vă păstrați credința în mine, copiii mei, căci sunt multe obstacole care stau în calea fidelității voastre. Din când în când veți simți un gol total în sufletele voastre. Asta poate să vă dezorienteze, deoarece simțiți că ați rămas singuri, fără sprijin. Discipolii mei fideli, trebuie să înțelegeți următoarele. Eu, în ciuda singurătății pe care poate o veți simți, nu sunt niciodată departe de voi. Toate aceste încercări au doar un singur scop, să vă întărească în așa măsură credința, încât de fiecare dată să faceți încă un pas spre mine. Aceasta este așa numita scară ce duce spre perfecțiunea sufletească, care este însăși raiul. Ea este o scară lungă și poate dura foarte mult până să ajungeți la treptele superioare. Fiecare treaptă poate reprezenta o nouă revelație asupra lecțiilor pe care trebuie să le experimentați înainte de a putea câștiga harurile necesare pentru a vă ridica sufletul spre perfecțiunea sufletească necesară pentru a intra în paradisul Tatălui meu. Cu fiecare treaptă urcată, veți dobândi o nouă înțelegere a ceea ce aștept eu de la voi. Uneori e greu, altă dată poate părea nedrept, dar cu fiecare treaptă pe care urcați, veți înțelege mai bine adevărul învățăturii mele. Unii urcă repede aceste trepte, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp.
Unii dintre discipolii mei devotați își pot pierde curajul și dau înapoi un pas, doi sau chiar trei pași odată. Aceasta este normal. Alții, care rugă prea repede, obțin o încredere care îi convinge că ei ar înțelege toate problemele spirituale. Dar acesta este modul înșelătorului de a vă face să credeți și să acceptați această falsă siguranță de sine. Toate darurile pe care le primiți nu pot veni decât de la mine, discipolii mei fideli. Ele vă sunt date din iubirea mea nemărginită pentru voi. Niciodată nu trebuie să presupuneți că aveți credința puternică mulțumită acțiunilor voastre. Da, credința voastră poate fi puternică datorită inimii voastre simțitoare, dar și acesta este un dar de la mine. Voi, pentru a ajunge la ultima treaptă, trebuie să fiți smeriți în iubirea voastră pentru mine. Fiți virtuoși tot timpul, să vă arătați fermitate în credință prin toate mijloacele, pentru că aceasta mi place. Dar niciodată să nu cădeți în capcana de a crede că știți toate secretele împărăției divine. Ca oameni născuți cu păcatul original, doar timpul vă va revela aceste mistere, copiii mei. Încercați întotdeauna să acceptați totul, chiar și încercările pe care poate vi le trimit eu ca un dar de la mine. Toate darurile mele sunt date pentru a vă întări în iubirea voastră față de mine. Sunt foarte mândru de toți copiii mei care cred în mine și îmi arată cinstire și respect. Ca eu să vă pot ridica în slava de plină a paradisului tatălui meu, trebuie să vă doriți slava unirii perfecte cu mine. Aceasta, copiii mei, cere timp și răbdare până să ajungeți să vă abandonați total sufletul mie. Când se va întâmpla aceasta, veți face parte din trupul meu mistic pe veci. Copiii mei, abandonați-vă total în iubirea mea curată și niciodată nu va mai trebui să priviți înapoi sau să vă fie teamă, pentru că în brațele mele veți fi în siguranță. Fiți tari, copiii mei fideli, chiar și în fața obstacolelor, pentru că eu nu-i voi părăsi niciodată pe devotații mei discipoli iubiți. Niciodată! Mântuitorul vostru iubit, Iisus Hristos. Acum vom trece la virtutea prudenței. Domnul explică apostolilor și nouă peste viacuri această parabolă a semănătorului. Așadar, ascultați parabola semănătorului. Oricine ascultă cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ceea ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este ce s-a semănat de-a lungul drumului. Ce a fost semănat pe loc pietros este cel care ascultă cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcini în sine, este de scurtă durată. Când vine o încercare sau o persecuție din cauza cuvântului, imediat se scandalizează. Ce a fost semănat între spini este cel care ascultă cuvântul, dar grija lumii și pofta amăgitoare a bogăției înăbușă cuvântul și rămâne fără rod. Iar ce a fost semănat în pământ bun este acela care ascultă cuvântul și îl înțelege. Acesta aduce rod și o face care 100, care 60, care 30. Căci Fiul omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi și atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut. Catechismul Bisericii Catolice ne spune așa despre prudență. Prudența dispune rațiunea ca să discearnă în orice împrejurare adevărul nostru bine și să aleagă mijloacele potrivite pentru a-l înfăptui. Ea conduce celelalte virtuți, indicându-le norma și măsura. Omul prudent se uită pe unde calcă. Urmându-l pe Aristotel, Sfântul Toma de Aquino spunea: păstrați-vă sănătoși și freși pentru rugăciunile voastre. Prudența este rațiunea corectă în acțiune. Nu
trebuie confundată cu timiditatea sau frica, nici cu duplicitatea sau disimularea. Se numește auriga virtutum, carul virtuților. Ea călăuzește celelalte virtuți, stabilind o regulă și măsură. Prudența este cea care ghidează imediat judecata conștiinței. Omul prudent își determină și își dirigează conduita în conformitate cu această judecată. Cu ajutorul acestei virtuți, aplicăm principiile morale în cazuri particulare, fără erori și depășim îndoielile cu privire la binele ce trebuie făcut și la răul ce trebuie evitat. Ca discipul lui Iisus care urmăm cartea adevărului. Virtutea prudenței ne ajută să ne folosim liberul arbitru pentru a lua decizii care sunt potrivit voinței lui Dumnezeu. Când privim cartea adevărului prin virtutea prudenței, observăm că Domnul ne cheamă să ascultăm glasul lui, să urmăm instrucțiunile lui și ne rugăm pentru suflete, astfel încât să ne putem uni pentru veșnicie ca o singură familie în noul paradis de pe pământ. Fiind prudenți, ne vom proteja pe noi înșine și pe alții de a cădea în înșelăciunile viclene ale diavolului. Prin mesajele și rugăciunile cărții adevărului, învățăm că prudența ne va împiedica să ne abatem de la calea pe care mergem în urma lui Iisus către viața veșnică. Domnul ne cere să fim ascultători față de instrucțiunile sale date în misiunea mântuirii. El afirmă: urmează instrucțiunile mele și totul va fi bine. În ascultare față de Iisus în această misiune, prudența înseamnă să ne concentrăm asupra mesajelor și rugăciunilor din Cartea Adevărului în aceste timpuri. Cartea Adevărului conține toate îndrumările de care avem nevoie pentru a supraviețui în aceste timpuri de sfârșit și pentru a salva suflete. Această focusare pentru îndrumările și instrucțiunile date în Cartea Adevărului va evita confuzia referitoare la acțiunile pe care le săvârșim. De asemenea, ne împiedică atât pe noi, cât și pe alții care pot fi influențați de noi să urmeze calea greșită către viața veșnică. Iată ce ne spune Domnul în Evanghelia lui Matei, la capitolul 12. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Pe când ședea pe muntele măslinilor, au venit la el discipolii și i-au zis aparte: spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului lumii? Iisus, răspunzându-le, le-a zis: vedeți să nu vă înșele cineva. Vor urma câteva mesaje din cartea adevărului sau extras din ele. Fiica mea, nu trebuie să permiți promovarea altor așa numiți profeți ca parte a acestei sfinte misiuni, ultima de acest fel, pentru a salva omenirea. Interzic aceasta. Trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste timpuri încearcă să înnăbușe glasul meu. Mult iubita mea fiică, eu trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste timpuri încearcă să înnăbușe glasul meu. Eu am trimis un număr de profeți, fiecare cu o misiune diferită, pentru a-i pregăti pe copiii lui Dumnezeu. Aceste mesaje referitoare la timpurile din urmă sunt singurele mesaje autentice de acest fel din acest moment specific, pentru că eu nu vreau niciodată să îi derutez pe copiii lui Dumnezeu. Aceste mesaje nu trebuie niciodată comparate cu altele care sunt răspândite peste tot, chiar acum, cu scopul de a contrazice sfântul meu cuvânt. Poate exista doar o singură carte a adevărului. Doar eu, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, pot dezvălui conținutul ei. Voi, chiar și cei care credeți în mine, puteți fi atât de ușor înșelați. Voi trebuie să știți despre alte mesaje, care le contrazic pe acestea, că deși în ele se pretinde că ele vin de la Dumnezeu, aceasta este imposibil. Voi aveți încredere în mine, doar puțin, sau mă îmbrățișați așa cum doresc eu, cu inima plină și deschisă?
Eu vă chem cu iubire și îngrijorare. Eu nu încerc să apelez la inteligența voastră. Eu vă chem prin inima voastră și vă atrag sufletul spre mine. Atunci când simțiți prezența mea în aceste mesaje, nu aveți nevoie să căutați alt sprijin sau aprobare de la nimeni. Eu sunt ceea ce sunt. Eu stau acum înaintea voastră precum a fost menit să fie. Tatăl meu nu mi-a permis niciodată să revelez conținutul cărții Apocalipsei nimănui altcuiva în afară de cel de-al șaptelea mesager și iată că această zi a sosit. Mulți vizionari autentici au dat lumii în trecut cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta au suferit teribil. Mulți încă primesc consolare de la mine și eu voi continua să comunic cu ei, deoarece am nevoie de suferința și rugăciunile lor. Ei sunt sufletele mele alese și fiecare are un rol de jucat în salvarea altor suflete. Această misiune este ultimă. Eu vă instruiesc pentru ca voi să luați în seamă cuvântul meu acum, în prezent. Doar cuvântul meu dat vouă prin aceste mesaje vă va călăuzi în perioada persecuției. Aceste mesaje aduc cu ele mari haruri. Nu trebuie niciodată să mă insultați prin contaminarea lor. Atunci când contestați cuvântul meu, atunci când comparați mesajele mele cu ficțiunile produse de profeți falși, nu aveți nevoie de nimeni care să vă îndrume spre marea mea milostivire. Voi acum trebuie să vă concentrați doar asupra acestor mesaje și să rămâneți loiali învățăturilor mele din vechime, deoarece ele sunt harul vostru salvator, Iisus al vostru. Cuvântul meu este sfârșitul, este final. Nu poate exista niciun alt cuvânt. Cuvântul meu este sfârșitul, este final, nu poate exista niciun alt cuvânt. Oricine proclamă că vorbește în numele meu după ce această misiune a început în noiembrie 2010, nu are autoritatea să o facă pentru că nu vine de la mine. Să știți că armata satanei include un număr de falși profeți care vorbesc cu voce dulce, blânzi, iubitori, ascunzându-se sub false promisiuni, ei vor spune exact opusul celor ce vă spun eu. Să știți că numai glasul meu vă va spune adevărul. Numai glasul meu vă va spune despre evenimentele care vor veni, care se întâmplă cu adevărat. Nimeni altcineva nu poate și nu va primi autoritatea de a vorbi pentru mine Iisus Hristos sau Tatăl meu iubit. Această dezvăluire să vă aducă mângâiere și să știți că numai Sfânta Treime comunică în acest fel, printr-un foc care cuprinde toate sufletele goale, de mândrie și pline de o dragoste umilă pentru mine, al vostru Iisus. Niciodată până acum, de la crucificarea mea încoace, creștinătatea nu a îndurat o asemenea persecuție. Poate că acesta este un timp al confuziei, al divizării, al tristeții și al dorinței celor care mă reprezintă pe acest pământ de a proclama adevărul. Dar să știți aceasta, eu sunt adevărul. Adevărul nu moare niciodată. Împărăția mea este veșnică și voi, iubiții mei copii, îmi aparțineți mie. Stați aproape de mine. Eu vă voi conduce la moștenirea voastră de drept. Încredeți-vă în mine. Ascultați-mă în aceste mesaje. Cartea adevărului. Ea este darul lui Dumnezeu pentru voi, ca astfel voi să nu uitați niciodată promisiunea mea de a veni din nou să-i judec pe cei vii, cei în viață pe pământ, cât și pe cei care au murit în harul meu. Eu vă voi arăta acum semne de tot felul pretutindeni în lume. Cei care sunt binecuvântați cu darul Duhului Sfânt
vor ști că acestea v-au fost trimise vouă din porunca preiubitului meu tată. Mergeți în pace. În aceste timpuri, ascultați-mă pe mine numai prin aceste mesaje. Eu vă iubesc cu pasiune pe toți și v-am revendicat ca fiind ai mei. Niciun om să nu încerce să fure, nici măcar un suflet de la mine, pentru că va suferi chinurile veșnice pentru faptele sale. Al vostru Iisus. Prin liberul nostru arbitru și prin virtutea prudenței putem alege să fim ascultători față de instrucțiunea lui Iisus, unde El spune clar: mergeți în pace în aceste timpuri, ascultați-mă pe mine numai prin aceste mesaje. Având în vedere acest lucru și punând în practică virtutea prudenței, în secțiunea ce urmează vom evidenția câteva instrucțiuni și mesaje cheie date în Cartea Adevărului despre pregătirea fizică și spirituală pentru avertisment și pentru prigoana și marea pedeapsă care vor urma avertismentului. Pregătire spirituală și fizică pentru avertisment și iluminarea conștiinței. Toți oamenii în viață pe pământ își vor vedea sufletele și unii abia atunci își vor da seama că au un suflet. Prea iubita mea fiică, vreau să-i pregătesc acum pentru avertisment pe toți discipolii mei, într-un mod în care nu îi va ajuta doar pe ei, ci și pe cei dragi lor. Nu este de ajuns să vă căiți datorită fricii, este necesară și ispășirea. Discipolii mei, ascultați acum instrucțiunile mele pentru a vă pregăti sufletele pentru marele avertisment. Aceia dintre voi care sunteți catolici trebuie să primiți sacramentul spovedaniei la fiecare 2 săptămâni, dacă vreți să rămâneți în starea de har. Astfel, durerea voastră va fi blândă în timpul marelui avertisment și veți avea puterea să-i ajutați pe frații și surorile voastre, care vor suferi o teribilă durere și vinovăție atunci când ei se vor confrunta cu iluminarea conștiinței lor. Pentru aceia dintre voi care sunt creștini sau de alte religii și cred în aceste mesaje, trebuie să recitați rugăciunea 24 ce v-am dat în cruciada de rugăciune. Indulgență plenară pentru iertarea completă a păcatelor. Trebuie să spuneți această rugăciune timp de 7 zile consecutive și eu, Iisus al vostru, vă voi ierta. Rugăciunea 24. O Iisuse al meu, Tu ești lumina lumii. Tu ești flacăra care atinge toate sufletele. Milostivirea și iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vredniști de jertfa morții Tale pe cruce, deși știm că iubirea Ta pentru noi este mai mare decât iubirea pe care noi ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței pentru a fi demn de noua Ta împărăție. Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, ca să mărturisim adevărul Sfântului Tău cuvânt și să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru glorioasa Ta a doua venire pe pământ. Te lăudăm, Te slăvim, ne oferim pe noi înșine durerile și suferințele noastre ca un dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Iisuse. Ai milă de toți copiii Tăi oriunde s-ar afla. Amin. Dau acum. Dau acum și o rugăciune specială pe care să o spuneți pentru acele biete suflete care poate vor muri din cauza șocului în timpul avertismentului și care ar putea fi în păcate de moarte. Pentru cei în păcat de moarte, o prea iubite Iisuse, Mântuitor omenirii, și milostivirea Ta dumnezeiască, cer indulgență pentru toate cele sărmane suflete aflate în păcat, care ar putea fi luate de pe acest pământ în timpul avertismentului.
Iartă-le păcatele și în amintirea pătimirii tale, te împreună să-mi dai acest har special pentru ispășirea păcatelor lor. Îți ofer mintea, trupul și sufletul meu ca penitență pentru salvarea sufletelor lor și condui la viața veșnică. Amin. Discipolii mei, avertismentul va fi un mare eveniment de salvare, unde eu voi demonstra lumii milostivirea mea divină. Toți oamenii în viață pe pământ își vor vedea sufletele și unii abia atunci își vor da seama că au un suflet. Timpul este scurt și trebuie să vă pregătiți acum. Nu uitați instrucțiunile mele de a vă procura hrană pentru 10 zile, lumânări sfințite și obiecte sfinte în casele voastre. Încredeți-vă în mine și bucurați-vă pentru că multe suflete vor fi salvate. Eu nu vă voi dezvălui data, dar voi trebuie să știți ce aveți de făcut. Când păcatele voastre vă vor fi revelate, trebuie să-mi cereți să vă iert și plecați-vă cu smerită recunoștință pentru acest dar divin, care este pașaportul vostru către viața veșnică, noul paradis de pe pământ. Amintiți-vă că nu este niciun păcat, oricât de grav, care să nu poată fi iertat dacă arătați o adevărată căință. Preiubitul vostru Salvator, Iisus Hristos. În următoarele extrase din mesaje, Domnul ne învață ce trebuie să facem în perioada de după avertisment. Perioada de după avertisment. Pregătiți-vă căminele cu lumânări sfințite și provizii de apă și mâncare pentru câteva săptămâni. Perioada de după va fi grea, dar nu trebuie să vă fie teamă. Mai degrabă simțiți-vă ușurați, pentru că suferința poate fi oferită ca mulțumire pentru viața veșnică pe care o vor primi sufletele prețioase care vor îmbrățișa acest mare dar. Iubitul vostru Iisus, Salvatorul și Mântuitorul întregii omeniri. Bucurați-vă când cerul va părea că explodează, pentru că veți ști că eu vin. Când eu voi veni, va veni și Satana și demonii din iad și vor încerca să devoreze sufletele copiilor mei. De aceea vă îndemn să stropiți prin casă cu apă sfințită și să aveți lumânări binecuvântate pretutindeni. Trebuie să vă protejați. Mântuitorul vostru, Iisus Hristos. Odată ce avertismentul va avea loc, va fi multă confuzie. Asigurați-vă ca de acum încolo să aveți mereu în casă apă sfințită și o cruce a Sfântului Benedict, împreună cu pecetea atotputernicului Dumnezeu cel viu, atârnată în casa voastră. Toate acestea vă vor proteja familia. Urmați-mi instrucțiunile și totul va fi bine. Preiubitul vostru Iisus. În următoarele pasaje din Cartea Adevărului, Domnul ne va învăța și ne va pregăti pentru marea pedeapsă și persecuție și pentru evitarea acceptării semnului fiarei. Tatăl veșnic va împiedica noua ordine mondială de la persecuția finală asupra copiilor săi. Planificați-vă provizii alimentare acum. Cultivați și cumpărați semințe care vă vor ține în viață. Cumpărați monede de argint sau de aur, astfel încât să puteți cumpăra ceea ce vă este necesar. Cel mai important, găsiți locații unde să vă puteți întâlni ca grup pentru a oferi sfânta jertfa liturghiei. Pentru că în timp, bisericile voastre vor fi arse până în temelii. Planificați astfel încât să aveți lumânări binecuvântate în casa voastră. Cumpărați butelii de gaz, sobe, pături,
alimente uscate și conserve, tablete de purificare a apei, lumânări împreună cu icoane, pentru a vă susține pe voi și familiile voastre în timpul marii pedepse care va urma după avertisment. Al vostru iubit Iisus, Mântuitorul omenirii, Salvatorul lumii. Mulți dintre voi care susțineți că mă slujiți pe mine, nu sunteți vrednici să stați înaintea mea și să vă declarați a fi slujitorii lui Dumnezeu. Mult iubita mea fiică, cu ceva în timp în urmă v-am spus tuturor să plantați semințe pentru a vă hrăni pe voi și pe familiile voastre în timpul prigoanei. Fac acest lucru cu un motiv anume. Trebuie să plantați chiar și numai câteva semințe, semințe pure care nu au fost contaminate de om. Ulterior, eu voi înmulți roadele pe care acestea le vor da și toți vor avea de mâncare suficient atunci când lumea va experimenta marea foamete. Aceste încercări teribile vor fi cauzate de răspândirea răului, însă mulți oameni vor supraviețui dacă se încred în mine. Trebuie să vă pregătiți acum, ca și când ar veni un război peste voi și așa cum ați face atunci când alimentele sunt raționalizate. Să aveți apă din belșug, pentru că tot ceea ce voi înmagazinați, eu voi înmulți. Vă rog să nu credeți că eu vă cer să vă părăsiți căminele, pentru că acest lucru nu este necesar. Un pic de pregătire, vă ajutați unul pe altul, este tot ceea ce e necesar. Sângele meu prețios îi va acoperi pe toți cei care cred în avertismentul meu dat omenirii, întrucât, după un timp de război, va urma timpul în care va fi ruptă cea de-a treia pecete. Mântuitorul vostru, Iisus Hristos. Pecetea Dumnezeului celui viu, pecetea iubirii și a protecției lui Dumnezeu. Ridicați-vă acum și primiți peceta mea, pecetea Dumnezeului celui viu. Vă promit că prigoana va fi de scurtă durată și că voi veți fi ocrotiți, pentru că eu aduc acum vă dăruiesc peceta iubirii și a protecției mele. Prin asta veți scăpa neobservat de cei care vor provoca greutăți în țările voastre. Peceta mea este promisiunea mântuirii. Cu această pecete, puterea mea se va revărsa asupra voastră și voi nu veți avea parte de niciun rău. Copiii mei, asta este o minune și vor fi binecuvântați cu acest dar divin numai cei care, ca și copiii mici, se vor prosterna cu iubire înaintea mea. Domnul lor, Creatorul atotputernic, indicați-vă acum și primiți peceta mea, pecetea Dumnezeului celui viu. Recitați această rugăciune a Cruciadei, rugăciunea 33, pentru a recunoaște pecetea mea și pentru a o accepta cu dragoste, bucurie și recunoștință. O Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu iubire și recunoștință pecetea divină a protecției tale. Dumnezeirea ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec și îți ofer ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin această pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie. Și eu îți promit că îmi voi trăi viața în slujire pentru tine, acum și în vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri te consolez, Tată scump. Îți ofer trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al tău. Amin. Domnul continuă să ne învețe ce trebuie făcut în perioada prigoanei.
666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un chip, pe care veți fi obligați să-l acceptați, la fel ca pe orice altă vaccinare. Draga mea fiică iubită, Anticristul deja pregătește planul său de pace, pe care îl va prezenta în curând, după ce războaiele se vor extinde în Orientul Mijlociu și când durerea și suferința cumplită vor lăsa să se creadă că nu există niciun semn de speranță. Atunci el va apărea deodată și se va arăta lumii ca un om al păcii, o bijuterie sclipitoare care va scânteia în mijlocul întunericului. Când va apărea, el va fi văzut ca unul dintre cei mai carismatici politicieni din toate timpurile. Personalitatea sa atrăgătoare, plăcută și grijulie va păcăli pe majoritatea oamenilor. El va emana dragoste și compasiune și va părea un bun creștin. Cu timpul, el va atrage mulți adepți, care vor crește în număr, astfel încât el va deveni, asemenea mie, Mesia. Va fi văzut ca promotorul unității între toate națiunile și va fi iubit în aproape fiecare țară din lume. Apoi el va demonstra că are capacități supranaturale. Mulți vor crede că a fost trimis de Tatăl meu și că El este eu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Ei se vor ruga Lui, îl vor iubi, își vor da viața pentru El, iar El va râde și își va bate joc de ei atunci când nu va fi văzut. Aceasta va fi cea mai mare înșelătorie a tuturor timpurilor și planul său este de a fura sufletele voastre, de a vă lua de la mine. El și falsul profet, care va sta ca un rege în scaunul lui Petru, vor concepe în secret o unică religie mondială. Aceasta va apărea ca o religie de tip creștin, care promovează iubirea. Aceasta nu va promova totuși iubirea față de aproapele, iubire care vine de la Dumnezeu. În schimb, va promova iubirea și supunerea față de anticrist și dragostea de sine. Perversitatea lor nu se oprește aici, pentru că după ce ei vor seduce pe copiii lui Dumnezeu, va începe atacul. Dintr-o dată vor cere tuturor să accepte semnul de supunere față de ordinea mondială unică, pecetea loialității. O lume unită, din care trebuie să facă parte toți oamenii. Vă vor controla banii, accesul la alimente și modul în care trăiți. Regulile, multe dintre ele, vor arăta că veți deveni prizonieri. Cheia celulei care vă va ține sub controlul lor va fi semnul fiar. 666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un chip pe care veți fi obligați să-l acceptați la fel ca pe orice altă vaccinare. Odată integrat vă va otrăvi nu numai mintea și sufletul, ci și trupul vostru, deoarece va provoca o epidemie concepută să șteargă o mare parte din populația lumii de pe pământ. Voi nu trebuie să acceptați semnul. În schimb, eu vă voi instrui ceea ce trebuie să faceți. Mulți vor accepta semnul deoarece se vor simți neajutorați. Rugăciunea mea din cruciada de rugăciune, numărul 33, pecetea Dumnezeului celui viu, va fi colacul vostru de salvare. Când veți primi pecetea mea de protecție, dată vouă de către Tatăl Veșnic, nu va trebui să acceptați semnul. Nu veți fi atinși. Casele voastre nu vor fi văzute, percheziționate și nu vor fi ținta lor, pentru că vor fi invizibile în ochii satanei. Va trebui să ascundeți alimentele care trebuie să vă ajungă pentru câțiva ani. Va trebui să cultivați recolte proprii, să faceți rezerve de apă și să țineți în jurul vostru obiecte sfințite. Biserica mea rămasă se va răspândi și voi veți primi adăpost dacă va fi nevoie de aceasta. E nevoie de multe planuri acum.
celor care vor râde de voi pentru ceea ce faceți sau vor spune că Iisus sigur nu ar cere toate acestea, le spun. Oare nu îi ajută El pe credincioșii săi când este nevoie? Chiar și o pâine și un pește pot fi înmulțite. Deci nu contează dacă aveți mâncare puțină, pentru că eu vă voi apăra și veți fi în siguranță. Rugați-vă mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare să refuze semnul. Toate sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci când vor fi silite să accepte chipul, vor fi salvate. Voi restul trebuie să plănuiți salvarea familiilor voastre și trebuie să rămâneți credincioși față de Sfânta Euharistie și de Sfânta Liturghie. Când Anticristul va devora toate religiile, atunci singurele arme în fața cărora va fi neputincios vor fi Sfânta Liturghie și transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele meu în Sfânta Euharistie. Liturghiile mele trebuie să continue. Toți aceia dintre voi care știți acestea trebuie să vă adunați acum în număr mare și să începeți pregătirile. Cu cât mai repede vă pregătiți, cu atât mai multe haruri veți primi ca să măriți rândurile voastre în toată lumea. Mântuitorul vostru, Iisus Hristos. Patru imperii puternice se vor forma ca sursă principală din care vor escalada războaiele. Pecetea Dumnezeului celui viu vă va apăra de moartea trupului și a sufletului în timpul războaielor. Vă rog să o dați cât mai multor oameni în toate națiunile. Al vostru Iisus. În următoarea secțiune, Domnul ne vorbește despre protejarea bisericii. Ei trebuie să păstreze Sfântul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfânta Biblie și Sfintele Cruci. Toate acestea vor fi înlocuite. Mult iubita mea fiică, în timp ce eu vorbesc lumii prin aceste mesaje, mulți dintre cei ce sunt binecuvântați cu o credință puternică și iubire pentru mine, Iisus Hristos, încep în sfârșit să-mi recunoască glasul, acum când eu vorbesc lumii prin aceste mesaje. Cei care își petrec viața în slujba șarpelui, ca niște sclavi, chiar și ei știu că eu sunt cel care vorbește. Și astfel începe bătălia pentru a face voia mea sfântă pe de-o parte și dorința dușmanilor lui Dumnezeu de a se lupta cu mine pe de altă parte. Cei care plănuiesc să provoace suferință omenirii ca parte a legământului lor cu fiara vor fi foarte prudenți ca să nu fie văzuți că denunță public aceste mesaje, căci dacă ar face așa, ar părea că le dau crezare. În schimb, vor răspândi ura împotriva mea în alte feluri, începând prin distrugerea credinței celor din cadrul bisericii mele. Vor întoarce inimilor celor care mă iubesc împotriva semenilor lor creștini. Îi vor îmbrățișa mai degrabă pe păgâni, pe vrăjitoarele New Age și pe adoratorii fiarei, decât pe creștinii care vor protesta împotriva ritualurilor păgâne care se vor săvârși înăuntrul bisericilor catolice și apoi foarte curând în alte biserici creștine. Aceste evenimente urmează să aibă loc. Vă rog să nu credeți că Sfânta Liturghie sau sacramentele au fost deja schimbate până acum, cu toate că ele se vor schimba foarte curând. Când vor face aceasta, voi trebuie să le întoarceți spatele și să mă apărați pe mine. Multe schimbări au fost puse la cale în ultimii ani în cadrul bisericii mele pe pământ, de către malefica masonerie. Acum, planurile lor, care deja au fost făcute cunoscute în ierarhia cea mai înaltă din cadrul bisericilor, sunt pe cale să fie făcute publice. Ele vor fi dezvăluite împreună cu anunțul că Biserica Catolică se modernizează pentru a deveni relevantă în societatea nouă de azi, care este deschisă la minte și lipsită de prejudecăți.
Ei vor spune că Biserica Catolică își lasă trecutul în urmă și apoi vor spune că motoul bisericii va fi să îmbrățișeze toate credințele pentru a demonstra că nu are o mentalitate îngustă. Acest anunț va fi sărbătorit în întreaga lume, iar mass media va pune această știre extraordinară pe prima pagină, deși înainte privise Biserica Catolică cu antipatie. Sămânța lui Satana va fi răspândită în noile ceremonii, în care formatul Sfintei Liturghii va fi prezentat de andoasele, iar frazele corecte ce fac referire la patimile mele vor fi înlocuite cu niște nonsensuri, cuvinte goale, potire goale, tabernacole goale. Toate crucile mele vor fi înlocuite cu simbolurile secrete ale ocultismului. Aceasta este urăciunea pustiirii despre care vorbește profetul Daniel. Aceasta va fi în multe locuri sfârșitul Sfintei mele Euharistii și sfârșitul liturgiei așa cum o știați voi. Însă preiubiții mei slujitori fideli vor pregăti acum producerea Sfintelor Ostii. Ei trebuie să păstreze Sfântul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfânta Biblie și Sfintele Cruci, căci toate acestea vor fi înlocuite. Trebuie să vă adunați curând și să faceți planuri, pentru că nu vi se va permite să spuneți liturgia conform voii mele. Slujitorii mei sfințiți, eu vă voi îndruma când va sosi timpul. Acelor creștini care cred că această urăciune va fi doar în cadrul Bisericii Catolice, eu le spun că ea va afecta toate bisericile creștine, până când se vor îndepărta orice mențiuni despre mine sau simboluri ale mele. Al vostru Isus. Romano-catolicii vor trebui să țină liturghii în refugii sau biserici sigure. Voi, discipolii mei, va trebui să vă adunați și să păstrați Sfintele Euharistii, pentru că se vor găsi cu greu. Al vostru Isus. Și Mama Mântuirii ne vorbește despre aceste timpuri. Războiul acesta pentru susținerea cuvântului lui Dumnezeu va implica faptul că acei preoți care îi rămân fideli lui vor trebui să caute refugiu. Războiul acesta pentru susținerea cuvântului lui Dumnezeu va implica faptul că acei preoți care îi rămân fideli lui vor trebui să caute refugiu. Pentru a face aceasta, trebuie să începeți să vă pregătiți și să găsiți astfel de locuri unde veți putea să oferiți Sfânta Liturghie și să asigurați sacramentele pentru copiii lui Dumnezeu. Eu, Mama Mântuirii, voi proteja aceste refugii, iar prin așezarea pecetii Dumnezeului Celui Viu, dăruite lumii de către Tatăl meu în interiorul zidurilor, ele vor rămâne invizibile pentru dușmanii lui Dumnezeu. Mama voastră iubită, Mama Mântuirii. Domnul continuă. Liniștiți-vă cu toții și să știți că Dumnezeu este atotputernic și nicio acțiune, oricât de rea ar fi, nu se poate să nu fie nimicită de El. Astăzi vă cer vouă tuturor celor care acceptați că eu vorbesc acum întregii lumi, prin cartea adevărului, să vă pregătiți. Niciodată să nu permiteți ca mesajele mele să vă provoace îngrijorare, neliniște sau panică. Niciodată să nu credeți că v-aș cere să fugiți din casele voastre în refugii, pentru că această solicitare nu vine de la mine. Refugiile despre care eu vorbesc sunt acele locuri unde va trebui să mergeți la liturghie și ca să primiți sacramentele. Peste tot în lume, slujitorii mei loiali se pregătesc acum pentru venirea acelei zile, în care jertfa zilnică a liturghiei nu va mai fi. Trebuie să păstrați mereu pecetea binecuvântată a Dumnezeului Celui Viu în casele voastre, în orice format puteți, pentru ca să o și purtați cu voi. Acest lucru vă va proteja față de orice fel de persecuție și veți obține puterea necesară pentru a rămâne credincioși față de Dumnezeu și față de tot ce este stabilit în mod clar în Preasfânta Biblie.
Liniștiți-vă cu toții și să știți că Dumnezeu este atotputernic și nicio acțiune, oricât de rea ar fi, nu se poate să nu fie nimicită de El. Aceia dintre voi care aleg să răspundă la chemarea mea sunt binecuvântați. Voi, la rândul vostru, prin actul vostru de dragoste față de aproapele, veți răspândi pecetea Dumnezeului celui viu peste tot pe unde mergeți. Acum trebuie să procedați astfel, să aveți încredere în mine, să nu vă resimțiți niciodată neliniștiți, deoarece eu nu răspândesc teama. Eu răspândesc adevărul, care poate fi copleșitor pentru unii. Eu sunt protectorul vostru, mântuitorul vostru. Eu voi veni în curând pentru a vă aduce salvarea finală și veacul ce va să vină și care nu va avea nimic rău. Fiți în pace. Eu vă voi călăuzi și proteja pe voi toți și vă voi da harul perseverenței în toate încercările care vă stau în față. Al vostru Iisus. Mâine, în partea a doua, vom continua cu aplicații practice asupra virtuții prudenței, pe măsură ce vom sublinia instrucțiunile cheie primite în mesajele Cărții Adevărului ca parte a pregătirii fizice și spirituale. Apoi vom reflecta asupra virtuților dreptății și tăriei în lumina Cărții Adevărului și cum aceste virtuți ne pot asista în această misiune a mântuirii. Încheiem această primă zi a reculegerii citind încă o dată parabola citită la început, iar apoi să reflectăm în mod individual asupra acestei parabole și să ținem minte ceea ce am învățat astăzi. Încheiem recitind parabola din Evanghelia lui Matei, capitolul 7. Cei care aud și cei care păstuiesc. Așadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele, le împlinește, va fi asemenea cu omul înțelept care și-a construit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit și șuboaiele, au tufat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut pentru că fusese stabilită pe stâncă. Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care și-a construit casa pe nisip. A căzut ploaia, au venit șuboaiele, au suflat vânturile, au zbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea ei a fost mare.